Suntem în fața guvernului de la București. Avem de nou protest, dar de data asta nu-i rezist, ci-i protest al sindicatelor. Nu-i foarte numeros. De asta probabil nici n-au cerut sau nici nu li s-a permis să intre în alveola principală. Dar oamenii cer să fie protejați în timp de criză energetică. Spun că le dispare business-ul, le dispar locurile de muncă din cauza scumpirii gazului, a energiei electrice. Se pare că am prins fix finalul acțiunii, început de dimineață. Se încolonează, merg pe alee spre autocare, vin probabil de departe. Ieri au protestat într-o grevă spontană declarată de Tribunalul București ilegală sindicaliștii din transportul public de la STB, de la autobuze, tramvaie, troleibuze, și era mare aglomerație prin oraș. Azi au ieșit oamenii ăștia, dar se pare că și ieri au protestat, numai că în fața unui guvern, unui minister anume. Azi au venit chiar la guvern. Cei din STB vor salarii mai mari, vor demisia șefului STB, care zice că e numit politic. Dar se pare că șeful sindicatelor e tot activ politic, e consilier municipal în București și de la alt partid, dar ambele sunt partide de guvernare, unul de la PNL, altul de la PSD, pe când aici s-ar putea să fie sindicate sincere care vor salvarea locurilor de muncă. Oamenii se retrag. Nu știu ce sărbătoare vine, dar văd că se tricoloare peste tot prin București. Televiziunile stau non-stop aici în fața guvernului, relatează despre orice din Piața Victoriei, dar mai ales când sunt proteste. Gata, dispersați-vă. Forțele de ordine. Au rămas protestatari pentru figurații la Național TV sau la N24 sau cum era. Cam atât am avut de relatat de la București. Dacă mai văd proteste sau alte ilegalități, filmez și bag pe Curaj TV. Urmăriți blogul Curaj TV, pagina noastră de Facebook. Cu bicicleta suntem omniprezenți. Media alternativă.